început o muzică serioasă, grafă, care anunță un campion la trei sporturi. Este un campion la darts, la atletism, aruncarea cu greutăți și la culturism. El este Daniel Racoveanu, omul care va fi numărul 300 astăzi. Numărul 300, un campion la trei sporturi. Daniele, numărul 300, îl pui? Încercăm, nu dăm înapoi de la nimic. Cum e să fii campion la trei sporturi? Unde, mă? Este și pe al patrulea, poate scă în număr. Să vedem, să vedem. Dacă sunt încântat de performanța de azi, mă gândesc serios. Dacă nu, vedem. O mai ești campion la darts, campion la culturist, campion la alungarea bilei. La care din ele ești cel mai bun? Probabil că am fost la culturist cel mai bun. Aș putea spune. Acum muncesc foarte mult pe darts. Foarte mult la darts. Să sperăm că o să fiu la fel de bun în darts cum am fost la culturist. Hai să te vedem împotriva lui Ion Ironogescu și vom mai sta de vorbă și după aia să ne spui de o provocare specială pe care o ai. Da, vreau să-i fac o provocare, dacă are și el tupeu, aș vrea să-i pună săgeată exact acolo unde se face finish-ul la execuție, să vedem dacă are tupeu. Bine, hai că vedem asta cu ocazie viitoare. Poate reușește acum surpriza numărul 300. Singurul campion la trei sporturi, Daniel Racoveanu. Băi, nu se poate, adică e la culturist și la darts în același timp. Adică exact. La un sport de forță și unul de precizie extraordinară. Cum, mă? Nu se poate. Și la un sport, aruncarea cu bila, care le împine pe amândouă, și precizia și forța. Să știi că dar joc și eu și speram că o să pot și eu deveni vreodată campion, dar băi, dacă și la dar îți întrebi asemenea mușchi, gata, mă las de orice sport, nu se mai dă. Și îți dai seama cu ce viteză se fige săgeata aia. Atenție, atenție mare! Ea a adus o săgeată de dar pe care vrea să o pună pe masă, astfel încât lui Iorgescu să-i fie frică să se apropie de săgeata aia. Să vedem dacă reușește să-l întrebe pe Iorgescu. Băi, ați nebunit, băi! Oncescu n-are nicio jenă și se bagă la treaba asta. Dacă îi duce mâna jos lui Oncescu, e o înțeapă. Am putea să terminăm meciul, să terminăm competiția de azi, recordul. Îți dai seama ce o să se bucure prezenții de pe Târgu Ogna, că el nu este singurul julit la mână din această încăpere. Băi, v-ați pierdut mințile. Ce se întâmplă? I-a adus mâna până în vârful săgeții. Acum i-a ridicat mâna să pună înapoi săgeata. Și Oncescu a pus la loc săgeata. Incredibil! Ține-te, Ioane! Haideți să-l încurajăm! Ține-te, Ioane! Haideți să-l încurajăm! Oncescu! Incredibil! Mi-e frică! E departe cel mai tare duel de până acum. Bravo, Ion Oncescu! Bravo! Aoleo, Dumnezeule! Băi, mi-a stat inima! Băi, era cât pe cel la un moment dat s-a apropiat înainte să cadă săgeata atât de tare încât mi-a fost frică că o să rănească. Dar mai aveai o promisiune făcută pentru Fakirul, ce vrei să-i faci? Deci dacă Fakirul mi-acceptă mie provocarea să-mi dovedească cu adevărat că este Fakir, să-mi stea și mie în fața bordului, cu un măr pe cap, dacă acceptă, dacă are tupeu, să arunc și eu o săgeată în măr. Ca pe vremuri. Cine-i mai Fakir, el sau eu? Hai că poate vedem și asta la Sport Boro, cine știe când. Mersi frumos, Dane. De l-am lăsat să mă atingă. Și-am oprit atât. Oncescu acum zice că l-a lăsat să atingă un pic vârful săgeții și s-a oprit acolo. Ai simțit, nu? Era pauză. Facem acum. Mamă! Asta băi, Ioane, ne dai niște emoții! Că dacă îl încălzești mai stă că 5 minute... Incredibil! Numărul 300, Sara, îți vine să crezi că am ajuns și aici? Poți ești nebun, deci dacă îl înfigeam...